Deci este egal cu 20 plus 3 și fac 23 pe 5. Deci 23 pe 5 este rezultatul a ceea ce însemna 4 întregi și 3 cincii. Deci hai să scriem o dată. 4 întregi și 3 cincii este egal cu cât am zis noi, cu 23 supra 5. Cum? Mai rapid, ca să nu scrim așa mult, să pierdem timp, înseamnă așa. 4 ori 5, mulțești până ăsta din față cu numitorul, 4 ori 5, 20 și adun cu 3. Da? Uite, asta este. 4 ori 5, 20 și cu 3, 23. 23 pe 5. Așa se introduc. Dar rostul scrierei acestea este adunarea asta, care noi am făcut-o în comisie, ca să înțelegem bine. Și acum, întrebarea era, ajung 28 de metri? Da? Dacă ajung 28 de metri din val pentru construirea a 6 perdele? Adică ar trebui să facem 6 ori 23 pe 5, să vedem cât ne dă. Deci acum, la întrebarea autorului, dacă pentru o singură perdea, pentru una singură folosim 23 pe 5, dar pentru 6. Și atunci operația care trebuie făcută pentru a răspunde la întrebare este 6 ori 23 pe 5. Și iată cum am ajuns la operația din mulțire. Că știu să fac mulțirea. Alo? Auzi, da? Deci operația de mulțire, adică e vorba de 6 supra 1, condu-mă tu acum, fă tu mulțirea asta. Cât vine? 6? 6 supra 1. Da, ori 23. Și egal cu, acum știi cât e. 6 ori 23. Corect. 6 ori 23 supra 1 ori 1 ori 5. Și egal mai departe, hai să mulțim 6 ori 23. 6 ori 23. Ia să vezi cât face. Fă tu calcul. Mulțirea asta, 23 ori 6. 138. Deci face 138. 138 supra 1 ori 5, 5. Da? Ei, întrebarea 138 pe 5 e mai mic decât... Câți metri ai spus că avem? Câți metri ai spus tu că are valul? Valul acela câți metri avea? 6 metri. 6 metri. Ei, ia să vedem. 138. 138 supra 5. Oare e mai mic? E mai mic decât 6? Că 6 metri ai spus, da? Nu 6 metri. 8 metri? Cât avea valul? Iarăși am uitat. Câți metri avea valul? 6. Nu cred că 6. 6 erau perdelele. Dar valul 28 de metri. Era 28. Așa. Întrebarea este dacă e mai mic decât 28. Deci dacă 138 pe 5 e mai mic decât 28. Ca să ajungă. Păi 28 pe 1, nu? Pot să spun, 28 pe 1. Iar ca să se compare cu fracția asta, trebuie să amplificăm cu 5 pe asta de aici. Ca să fie 5 la una și la alta. Deci 28 pe 1, ia să vedem, 28 supra 1, dacă e mai mic decât, împulțim cu 5, 28 ori 5 supra 1 ori 5. Care face... Cât face 28 ori 5? 28 ori 5... 140. 140 supra 5. Vezi? Oare e adevărat acum cu 138 pe 5, care era pentru 6 perdele?
e mai mic decât 140 pe 5, ce părere ai? Care înseamnă cei 28 de metri? E mai mic? 138. 5-ul e 5 la amândouă. Și acum, oare 138 mai mic decât 140? Da. 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 Deci altfel spus, ajung 28 metri. Ajung cei 28 de metri. Pentru că 28 de metri înseamnă 140 pe 5. Și iată cum am făcut problema asta foarte, foarte frumoasă. Mi-a plăcut problema foarte tare. Deci spune așa autorul. Ai un val de material care are în, așa, în camărime sau cametraj 28 de metri. Dar dacă pentru o singură perdea, una singură, folosim 4 în 3 și 3 5 metri, care însemna 4 acum cu 3 5, care însemna 23 pe 5. Deci dacă pentru o singură perdea folosim 23 pe 5, dar pentru 6 perdere. Păi am mulțit pe 23 pe 5 cu 6 și m-a dat 138 pe 5. Și acum s-a pus problema 138 pe 5, oare e mai mic ca să ajungă? Ca să mă ajungă, e mai mic decât cei 28 de metri? Păi pe 28, l-am scris ca 28 pe 1 și aș fi vrut să am 5 la amândouă. Și de ce am amplificat cu 5? Și am făcut 140 pe 5. Și acum am rămas să comparăm fracțiile. 138 pe 5 cu 140 pe 5. Și când am comparat, bucurie mare ne-a prins. Că este adevărat. Adică ne ajung cei 28 de metri, care înseamnă 140 pe 5, că îs mai mult decât 138 pe 5, care era consumul pentru cele 6 perdere, care reprezenta consumul pentru cele 6 perdere. Uite, eu sunt foarte bucuros că tu ai intrat în legătură cu mine, am reușit să facem așa, și aceste probleme. Îți propun eu? Să lucrez singură, după ceea ce am făcut noi aici. Și dacă mai apare greutăți, mă suni. Eu am venit așa întâmplător la spațiul ăsta, că am vrut să stau un pic de vorbă cu tine. Dar dacă apar probleme, mă suni și până de seară îmi propui și eu ajung din nou. De rugămintea mea să mă suni după ora, să spunem, 7. 6:30, 7. Da. Că atunci eu voi veni la spațiul ăsta și stau de vorbă cu tine. Și îmi spui, am făcut exercițiul ăsta, și tu acum, atunci o să-ți dictez cum ai făcut și la care n-ai avut siguranță și n-ai rezultatul corect, nu-ți place ție, ai ceva de întrebat. Da. Bine? Și acum dă-mi pe mama un pic, te rog. Asta e numărul tău, da? Da. Bine. Da, mama nu e lângă tine ca să o dai, s-o plecat la... Gata, o sună. Bine, mulțumesc frumos. La revedere.